În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul! Frați și surori, suntem într-o duminică în care Evanghelia care s-a citit de dimineață la Sfintele Biserici ne-a îndemnat la mulțumire și eu aș vrea să mulțumesc în primul rând că îi văd aici și pe Emi și pe Dani și m-aș bucura ca și dumneavoastră să se audă mai tare saxofonul și acordeonul și să lăudăm pe Dumnezeu, cum spunem psalmi, cu alăută, cu arfă, cu tot ce avem. Nu știu dacă Oana e pe aici, dar o așteptăm și pe ea la orgă și Dumnezeu să ne ajute cu toții, cu ce dar avem să slujim pe El și să-i mulțumim pentru tot ceea ce El a pus în noi. Apoi aș vrea să încep cu un gând de mulțumire și apoi voi citi un verset despre care, sau la care aș vrea să medităm mai mult după masa aceasta. Dar mai întâi aș vrea să recitesc versetul care l-a citit fratele Marius și versetul spune: unul dintre ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. Luca capitolul 17, versetul 15. Și am un gând cu care aș vrea să încep și gândul este: Doamne, ajută-ne și noi să ne întoarcem și să mulțumim cu glas tare, să slăvim cu glas tare pe Dumnezeu, așa cum am cântat prima cântare aici. De ce, frați și surori? Pentru că am trecut într-un nou an și în anul acesta Dumnezeu încă ne mai rabdă. Mi-amintesc că anul trecut l-am auzit pe părintele Nicu Pavel spunând o întâmplare reală. Undeva în Bistrița, spunea dânsul, un profesor universitar a avut o conferință despre existența lui Dumnezeu și la conferința aceasta el a spus multe lucruri, dar în esență ideea lui era că Dumnezeu nu există. Și a spus: uitați, ca să vă demonstrez, în momentul ăsta, până număr eu la 6, dacă Dumnezeu există în cer, îl rog să trimite un fulger prin mine până în pământ. Și a început să numere, frați și surori, dragi invitați. 1, 2, 3 și până la 6. Și apoi a spus: vedeți, Dumnezeu nu există. Un frate de la Oastea Domnului, dacă am înțeles eu bine, era undeva acolo în sală, într-un capăt, s-a ridicat și a spus așa: domnule profesor, să credeți dumneavoastră că Dumnezeu are răbdare numai 6 secunde cu dumneavoastră. El are mai multă răbdare. Frați și surori, mulțumim că El are răbdare cu noi. Mulțumim că am trecut într-un nou an. Cine a meritat să treacă în anul acesta? Câți am meritat? Câți am putea să stăm în fața lui Dumnezeu și să spunem: noi am fost așa de buni, noi am fost așa de sfinți, că nu a avut ce face Dumnezeu decât să ne treacă în anul 2017. Niciunul, vă spun eu. Începând cu mine și până la ultima persoană din sala aceasta, niciunul n-am fi meritat. Dar îi mulțumim că suntem într-o zi în care Evanghelia care s-a citit la biserică pune tema aceasta înaintea ochilor noștri, a mulțumirii și înaintea inimii noastre. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne rabdă. Că dacă s-ar uita la viața noastră și dacă s-ar uita la toate imperfecțiunile noastre, nu știu ce ar fi de noi, dar îi mulțumim în după masa aceasta că El încă mai are răbdare cu noi. Și acum aș vrea să citesc un singur verset din Cartea Faptele Sfinților Apostoli, capitolul 9, este vorba de versetul 31, care aș vrea să mi-l pun pe inimă pentru anul acesta și care aș vrea să vă provoc pe dumneavoastră și pe noi toți ca și comunitate, ca și adunarea Oastei Domnului în Biserica Ortodoxă, să ne-l punem pe inimă în anul 2017. Și versetul acesta scurt spune așa: biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea și Samaria, se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Mă rog ca Dumnezeu să facă ca în anul 2017 acesta să fie versetul pentru adunarea noastră. Și versetul la sfârșitul anului 2017 să spun așa: Oastea Domnului, în orașul acesta, în fiecare loc unde se adună frați ostași, se bucura de pace, se întărea sufletește, umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Amin. Aș vrea să le iau pe rând și foarte scurt să medităm la verbele care sunt în versetul acesta. Și primul verb
care e foarte important pentru tot ceea ce urmează, spune așa: biserica se bucura de pace. Biserica se bucura de pace. Și aș vrea să spun, Doamne ajută-ne în anul 2017, adunarea oastei Domnului, să ne bucurăm de pace. Frații și surori, există o pace subiectivă și există o pace obiectivă. Despre pacea subiectivă n-aș vrea să vorbesc prea mult în după masa aceasta, doar să zic, Doamne, dă-ne-o și pe asta. Ce înseamnă pace subiectivă? Înseamnă pace în inima mea. Înseamnă pace în inima frăției tale. Înseamnă pace în familiile noastre. Înseamnă pace în relațiile dintre noi. Nu e așa că e importantă pacea? Nu e așa că atunci când e pace în sufletul tău, parcă toate lucrurile merg așa de bine? Și nu e așa că atunci când nu ai pace în suflet, parcă toate merg peste cap și noi spunem astăzi, sunt stresat. Dar de fapt sunt stresat înseamnă nu am pace. Nu am pace, sunt agitat, sunt... Și undeva în sufletul meu nu e liniște. Dar când e acea liniște interioară, nu e așa că e bine? Doamne ajută-ne să o avem. În sufletele noastre, în familiile noastre, în relațiile noastre. Dar nu despre asta aș vrea să vorbesc. Aș vrea să mă refer mai mult la pacea obiectivă. Dragii mei, nu știu cât i-am mulțumit lui Dumnezeu în zilele care s-au scurs din anul acesta, 2017, pentru că în România este pace. Despre pacea aceasta aș vrea să vorbesc. Nu știu cât i-am mulțumit lui Dumnezeu, nu știu cât am spus, Doamne, îți mulțumim că trăim într-o țară în care liberi putem să ne rugăm, în care liberi putem să ne întâlnim, în care liberi putem să ne bucurăm împreună. Nu știu cât i-am mulțumit, dar haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea aceasta care este în țara noastră. Pentru că, frați și surori, în momentele de față, în Irak, se moare pentru că ești creștin. Pentru că în țările musulmane, simplu fapt de a fi creștin este o crimă. Pentru că, frați și surori, ai noștri în credință, acolo, își dau ultima suflare, poate chiar în clipele acestea, unii dintre ei, pentru singura vină de a fi creștini. Și noi avem pace și avem o stare de liniște în țara noastră. Mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Dar versetul spune altceva, nu doar mulțumire, ci versetul spune se bucura, biserica se bucura de pace. Și aș vrea să zic, m-aș bucura ca și adunarea oastei Domnului, adunarea noastră să se bucure de pace. Frate și surori, ce înseamnă să ne bucurăm de pace? De pacea care o dă Dumnezeu în țara aceasta, de pacea care Dumnezeu ne-o asigură, ce înseamnă să ne bucurăm de ea? Înseamnă să o fructificăm, înseamnă să o folosim înțelept. Și acum, verbele care urmează ne explică ce înseamnă lucrul acesta și aș vrea să mă opresc la ele. De fapt, sunt doar două. A treilea verb e o consecință a celor de dinainte. Și spune așa, ca urmare a faptului că biserica se bucura de pace, se întărea sufletește. Sau, altfel spus, biserica despre care vorbește aici Cartea Faptelor Apostolilor, biserica de la începuturi, se bucura de pace întărindu-se sufletește. Frăjitul, ce înseamnă să ne întărim sufletește? Și aș vrea să mergem în Faptele Apostolilor, în capitolul 2, și vom citi la versetul 41. Cei ce au primit propovăduirea lui, adică a Sfântului Apostol Petru, au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. E vorba de Rusalie, așa cum știm, de prima sărbătoare creștină, de ziua înființării bisericii. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciune. Frăși și surori, vreau să cred că ceea ce spune aici în capitolul 9, versetul 31, biserica se întărea sufletește, înseamnă exact versetul acesta. Noi ca și comunitate ne vom întări sufletește în anul 2017 dacă vom face aceste patru lucruri și apoi mai vine încă unul imediat. Primul, dacă vom stărui în învățătura apostolilor. Ce înseamnă învățătura apostolilor? Să învățăm cuvântul Sfintei Scripturi, să ne-l punem în inimă, să medităm la el, să ne frământăm cu el. Să spunem în anul 2017, Doamne, cum să facem să fim mai conformi voii tale? Să ne ajute Dumnezeu la asta. Că ne vom întări sufletește.
În al doilea rând, versetul spune, stăruiau în legătura frățească. Mulțumim lui Dumnezeu că vineri am putut să avem o primă întâlnire de familie în anul 2017 și n-ați putut fi prezenți mulți dintre noastră. Dumnezeu să vă ajute să fiți și să fim cât mai mulți la următoarea, pe 17 februarie. Dar am făcut un lucru frumos la întâlnirea aceasta vineri. Am scris pe câte un bilețel numele unei familii și am spus, fiecare luăm câte un bilețel și până la întâlnirea viitoare ne vizităm. Frați și surori, vreau să vă întreb, când am vizitat, ca să nu spun când ați vizitat, când am vizitat ultima dată o familie din adunarea noastră? Eu cred că am vizitat și cred că ne vizităm. Dar să ne vizităm mai des. Să strângem legătura aceasta frățească. Să ajungem să ne cunoaștem, să ajungem să știm unii de alții cât se poate de în profunzime și atunci când ai o problemă, să știi că 3, 4, 5, 10 sau mai mulți se roagă pentru problema aceea. Doamne ajută-ne și la asta. În al treilea rând, frați și surori, spune, ei stăruiau înfrângerea pâinii. Și cred că aici este un subiect în care nu te poți băga în viața nimănui. Eu nu pot să vă întreb pe dumneavoastră, mi se pare un lucru de bun simț, elementar. Frate și soră, când ai fost la frângerea pâinii ultima dată? Că asta e problema ta cu Dumnezeu. Dar vreau să vă spun un lucru, în 2017 trebuie să mergem la frângerea pâinii. Ce înseamnă frângerea pâinii, așa cum știm cu toți? Momentul acela când Părintele spune la Sfânta Liturghie, luați, mâncați, acesta e trupul meu, beți, acesta e sângele meu. Frați și surori, să mergem la frângerea pâinii. Pentru că asta ne va întări sufletește. Părtășia cu Hristos prin cuvânt și apoi în Euharistie, în cina Domnului, ne va întări sufletește. Și în al patrulea rând, spune versetul, stăruiau în rugăciune. Stăruiau în rugăciune. Vă spune fratele Marius la sfârșit, mâine seară, ora 18, vom fi aici la rugăciune, mulți frați din Cluj, din Florești și toți care vom avea pe inimă să fim prezenți, să stăruim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și știți ce se va întâmpla, frați și surori? Ne vom întări sufletește. Vom folosi pacea care a pus-o Dumnezeu în țara asta, să ne putem întâlni liber. Vedeți, mi-o asta într-o instituție școlară, fără o preliște, fără nu știu ce probleme. Ne vom folosi de pacea aceasta și ne vom întări sufletește. Dar mai e ceva. Și uitați ce spune textul mai departe. Versetul 44, citesc. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște. Își vindeau ogoarele și averile și banii împărțeau între ei după nevoile fiecăruia. Și textul continuă mai departe, dar eu mă opresc aici. Nici unul dintre ei nu ducea lipsă, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru că fiecare frate, fiecare soră din comunitatea bisericii era în atenția tuturor. Și fiecare spunea, oare fratele cum se descurcă? Oare sora cum se descurcă? Oare familia aceasta cum se descurcă? Oare oamenii ăștia cum se descurcă din punct de vedere material, frați și surori? Când vom pune problema aceasta foarte stringent și puternic și o pune, mulțumim lui Dumnezeu, cred că 2016 a fost un an în care am pus problema aceasta, să continuăm să o punem, să fim alături de cei care au nevoie să fie alături cineva de ei, cred că în măsura în care Dumnezeu ne va ajuta să facem asta, ne vom întări sufletește. Și în al doilea rând, spune versetul 31 din Faptele Apostolului, capitolul 9, biserica se bucura de pace umblând în frica Domnului. În primul rând, spune cuvântul lui Dumnezeu, se întărea sufletește și am văzut cum, eu cred că versetul acesta e definitoriu, e clar, sau vezi de că am citit, cum se întărea biserica sufletește, stăruind din învățătura apostolilor, stăruind în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni și apoi având grijă unii de alții, ca niciunul să nu ducă lipsă. Dar în al doilea rând, biserica se bucura de pacea care ne-a dat-o Dumnezeu și mă rog ca și noi, ca adunarea oastei Domnului, ca și comunitatea oastei Domnului, Biserica Ortodoxă, să ne bucurăm de pacea din țara noastră, umblând în frica Domnului. Umblând în frica Domnului în anul 2017. Și n-aș vrea să fiu lung, mă apropii de încheiere, dar aș vrea să mă întorc la Faptele Apostolului, capitolul 5, un episod care dumneavoastră îl cunoașteți,
dar care cred că e definitoriu ca să înțelegem ce înseamnă să umbli în frica Domnului. Doi oameni, pe nume Anania și Safira, s-au hotărât să mintă. Toți vindeau ogoare, vindeau tot, ce inimă curată aveau primii creștini, nu? Dar ei au spus așa, cine o să știe? Noi o să spunem că am vândut, că am dat apostolilor să împartă la toți și o parte ținem pentru noi. Dar Duhul Sfânt știa. Dumnezeu știa. Și când au venit cu banii, Sfântul Apostol Petru spune în capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu, i-a zis soțului, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei, să minți, cu alte cuvinte? Dacă nu vindeai, nu rămânea ea ta și dacă după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei, nu puteai să spui, vă dau și vouă o parte, dați-mi și pentru mine o parte? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni și pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, așa cum știm, spune, Anania a căzut jos și a murit în clipa aceea. Pentru ce, frați și surori? Pentru o minciună? Așa Dumnezeu sfânt avem? Așa Dumnezeu măreț avem? Și cuvântul lui Dumnezeu spune, și mai citesc un singur verset, o mare frică, partea a doua versetului 5, a apucat pe toți cei ce ascultau aceste lucruri. Pentru o minciună. Frate și soră, mă rog lui Dumnezeu în felul următor, Doamne ajută-mă eu și apoi alții, în 2017, nicio minciună să nu ne permitem. Nu mai vorbesc despre a înșela pe altul. Nu mai vorbesc despre a fi nedrept până în străfundul ființei tale. Nu știu cu ce frate povesteam și mi-a spus că i-a spus fratele Traian Dorz următoarea întâmplare. Eram în Sibiu, spunea fratele Traian Dorz, sper să nu greșesc, eu așa mi-amintesc că dânsul a spus, eram în Sibiu cu fratele Marini, marele predicator al oastei Domnului, omul care la Pahida a predicat în așa fel că s-a oprit trenul cu maestatea sa și au ascultat predica. Dar știți ce fel de om era acesta? Spunea fratele Traian Dorz. Mergeam cu el prin Sibiu și la un moment dat a spus, Traian, trebuie să ajungem repede, hai să ne urcăm în tramvaiul ăsta. Și s-au urcat, dar n-au avut bilet. S-au dat jos, s-au dus la casa de bilete, a spus fratele Traian, dacă, sper să nu greșesc, eu așa mi-amintesc despre fratele Marini, a fost povestea aceasta. A cumpărat un bilet, l-a rupt în două și a spus, acum mergem mai departe. Da un bilet? Dar ce ai un bilet? Că te-ai dus fără un bilet? Că m-am dus fără un bilet cu tramvaiul sau cu troleibusul. Așa sunt mari sfințe lui Dumnezeu. Pentru ei, frica Domnului e definitorie. Frați și surori, biserica, adunarea oastei Domnului trebuie să se bucure de pace în același fel. Mă rog lui Dumnezeu și să ne rugăm toți. În 2017, nici cel mai mic păcat să nu-l permitem între noi. În primul rând eu în viața mea și apoi noi fiecare în parte. Și când s-a întâmplat să fie acel păcat mic, să ne întoarcem înapoi și să putem să-l rezolvăm într-un fel sau în altul. Știți de ce? Pentru că versetul se încheie și cu asta închei și eu. Și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Frați și surori, adunarea oastei Domnului, ca și biserica de pretutindeni, nu se poate înmulți și noi așa ne dorim să fie sala aceasta neîncăpătoare. Mulțumim lui Dumnezeu că astăzi suntem mulți și Dumnezeu să aducă și pe alții. Mai avem loc pe scenă, mai sunt alte, sunt mai mari, nu e problemă. Dar adunarea numai așa se poate înmulți. Dacă ne bucurăm de pacea care Dumnezeu a pus-o în sala aceasta și să o fructificăm, cum? Întărindu-ne sufletește și umblând în frica lui Dumnezeu. Și acum închei cu ce am spus la început. Mulțumim, Doamne, că ne mai rabzi. Mulțumim, Doamne, că mai ai răbdare cu noi. Și, Doamne, ajută-ne să fim la înălțimea pe care Tu o vrei de la noi. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.